Spuneți-mi de ce ați ajuns pe stradă? Murdată, verișorii afară, din casă, de pe Avrameacu. Am înțeles că suferi și de o boală. Dacă 6 luni am fost la TBC. Păi și ce boală, de ce boală suferiți? TBC. TBC. La primărie nu ați reușit să... Am fost. Sâmbătă am avut iar internare. Nu mi-au zis nimic. Bine, o pensie nu vi s-a făcut? Eu sunt la social. Deci la social? Da. Dar o căsuță, un adăpost, nu aveți? Dacă m-au scos verișorii. Da. Și ca să înțeleg, unde vă faceți viacul? Deci unde trăiți de acum încolo? Unde veți sta? Deocamdată să-mi facă situația că mă reinternez. Mai repet o dată, momentan, unde stați acum? Aici. Pe stradă? Da. Am înțeles. Păi da. Și căsuța asta, cine a construit-o? Din ce am putut. Dumneavoastră, așa-i? Și cu domnii care sunt aici. Sunteți supărat acum? Eu? Văd că plângeți, da. Nu mai sunteți capabil să vorbiți, așa? Puteți să-mi spuneți numele dumneavoastră și prenumele. Polk. Carol. Mai spuneți o dată? Polk. Capa la sfârșit și Carol. Da, vă mulțumesc.